ziua, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. O nouă emisiune de această dată cu eSportiv. Ne aflăm la stadionul Transil, aici unde CSM întâlnește competitoarea pentru promovarea în Liga 3. În continuare vă oferim momente din meci. Nu pot să vă spun decât că avem parte de un scor foarte bun, foarte mare atunci când vorbim despre diferență. Așa cum ne-a obișnuit campionii noștri, campionii mureșeni au dat tot ce au putut pe teren, chiar dacă vremea a fost destul de capricioasă. Rămâneți în continuare alături de noi, urmăriți parte din meci, urmăriți reacțiile spectatorilor, celor care au luat parte la această partidă și, bineînțeles, și a câtorva jucători, imediat după încheierea meciului cu scorul de 6-0. Rămâneți în continuare alături de noi. Thank you.
Thank you.
Cum vi s-a părut meciul? Frumos. Scor bun? Da. Ne calificăm? 100%. Cum a fost meciul? Bine. Ați rezistat ploii? Da. Cum e? Ne calificăm la ei? Da, cu siguranță. A fost rezultatul, cum e? Un meci ușor. 6-0? Păi, asta e calificarea. Calificarea noastră. S-a jucat aici. Foarte bun. 6-0, foarte bun. Mult, puțin? E suficient pentru calificare. Pentru calificare, suficient. Un pronostic pentru meciul viitor de la ei. Și acolo îi batem la 3. 3-0? 3 diferență. 3 diferență. Bună ziua, cum a fost meciul? A fost foarte bun, o surpriză plăcută și sperăm că deja 99% suntem înăuntru. Avem un pronostic pentru meciul în deplasare? Da, categoric câștigăm și acolo. Câștigăm sigur. Da, dar nu cu scorul ăsta. Dar reușim. Un gol măcar. Noi eram pregătiți să facem un meci, să fie un meci greu. Noi ne-am pregătit foarte bine înainte și i-am studiat și am zis că trebuie să începe foarte tare și s-a văzut asta. De la primele minute am înscris și ne-am făcut meci ușor. Cum ți-am zis și data trecută, pentru noi a fost un sezon așa de ca un cantonament, da, da. Și să vedem munca noastră și să sperăm că la fel o să fie și în Liga 3, să avem numai victorii. Pentru meciul viitor... Meci victor, victorii. Dacă batem și meci victor, cred că o să fim un record. Nu cred că a mai fost vreo echipă să câștige toate meciurile într-un sezon.
pentru suporteri, ce le spunem, ce le urăm, dacă intrăm, și normal ar fi să intrăm în Liga 3? Mă bucur că au venit în număr mare, chiar dacă a plouat, și cu siguranță o să fie mult mai mulți, că s-a văzut un joc plăcut și până la urmă fotbalul e pentru public și e un spectacol și cu siguranță noi o să dăm tot ce se poate să le facem bucurii și să fie o plăcere când vii la stadion. Accidentarea? E ok. Asta e o chestie minoră la câte am avut eu. E ok, deocamdată. Acum o să merg la urgență și vedem. Principi adversari în teren și la ce ne așteptăm de la retur? Când ne calificăm? Păi simplu, ce ne-am propus am reușit, chiar că era loc de mai bine, dar nu pot să zic că a fost rău. Avem un avantaj destul de bun, dar în același timp nu trebuie să ne culcăm pe ureche, trebuie să mergem să abordăm meciul retur foarte concentrați și să închidem socotelile și să ne vedem de la anul în Liga 3. Liga 3, un pas greu, ce ne așteaptă acolo? Dăm și peste echipe titrate care au căzut. Da, da, da. O să fie alt nivel, dar în același timp și noi sperăm să creștem, să ne organizăm mult mai bine pentru nivelul următor și să facem pași mici, dar siguri. Asta contează. Nu trebuie să ne grăbim pentru că e posibil să calstrăm și nu e cazul. Avem o idee de pronostic pentru meciul viitor? Noi ne dorim să câștigăm și ultimul meci, să încheiem tot sezonul numai cu victorii absolut și meciurile amicale care le-am avut. A fost un an foarte bun. Sperăm să câștigăm și, cum am spus mai devreme, să încheiem un an cu victorii pe linie. Cum vi s-a părut meciul de astăzi? Cum comentăm rezultatul? Bună ziua! Primul meci în această dispută din baraj, un meci cu foarte mari emoții. Nu știam la ce să ne așteptăm de la adversar. Am fost la studiat, dar normal, dacă a ieșit locul întâi la ei în județ, înseamnă că trebuie să fie echipă competitivă. Sunt mulțumit de joc, sunt mulțumit de băieți, de scor. Bine, cu toate că scorul putea să fie mult mai mare și meritam să fie mult mai mare, dar poate și timpul, ploaia. Meciul tur, normal, ne pregătim foarte bine săptămâna care vine, îl abordăm la modul cel mai serios, nu îl tratăm deloc fără vlagă noi, o să mă ocup să fie foarte bine antrenat și mergem. Mergem să ne jucăm șansa, sperăm să terminăm victorioși și acolo, mergem la victorie, nu mergem la să facem figurațe doar pe teren. Sperăm să sărbătorim când ne întoarcem acasă calificarea în Ceș. A doua zi să punem osul la treabă, să ne pregătim de B, fiindcă proiectul nostru este simplu, C, B și A, fără nicio oprire. Am avut parte și de spectacol și ați avut și suporteri, indiferent de vremea care a fost puțin mai capricioasă. Da, le mulțumesc din suflet suporterilor că totdeauna sunt alături de noi și dacă suntem într-o ligă foarte inferioară pentru fotbalul Târgu Mureșan, dar le promit că o să facem tot ceea ce depinde de noi, ca în fiecare an să promovăm și să revenim acolo unde ne este locul, în prima ligă. Vine!
Sigur! Sigur!